PNL este la rampă după ce premierul Viorica Dăncilă l-a somat pe președintele Klaus Iohannis să semneze de urgență nominalizările pentru Ministerele Dezvoltării și Transporturilor. Toți miniștrii ar trebui demiși. Este replica acidă a purtătorului de cuvânt al PNL, cel care spune că membrii cabinetului Dăncilă au tratat în derâdere audierile din comisiile de specialitate de la Bruxelles. Încep cu o replică pentru doamna Dăncilă referitoare la apelul pe care dânsa l-a făcut către președintele României, Klaus Iohannis, de a semna decretele de numire ale noilor miniștri. După prestația avută de membrii cabinetului Dăncilă în această săptămână la Bruxelles, în comisiile de specialitate ale Parlamentului European, jumătate dintre miniștrii cabinetului Dăncilă ar fi trebuit demiși astăzi de urgență, pentru că au tratat în bășcălie aceste audieri și au făcut de râs România. Înainte de a cere semnarea decretelor de numire a noilor miniștri, doamna Dăncilă ar trebui să facă o evaluare a propriului cabinet